primăvara. De ce nopțile sunt mai lungi? Iar aștept să vină seara. Vrei tristețea s-o alungi? Vrei iubit-o lângă mine? Tinerețea s-o petreci? Doar în doi ne va fi bine. Nopțile nu vor fi reci. Iubita mea, tu ești aproape. Iubita mea, aproape sunt. Și nimeni nu ne va desparte. Iubita ești și sunt iubit. Iubita mea, tu ești aproape. Iubita mea, aproape sunt. Și nimeni nu... Domnișoara Irina, bună ziua! Noi suntem de la compania Surprize de Vis. Și astăzi, cu ocazia zilei de naștere, avem o surpriză pentru dumneavoastră. Un buchet de trandafiri. Așa frumos este pentru dumneavoastră. Și o sticlă de șampanie. La fel, pentru această frumoasă aniversare, avem și un tort personalizat pentru dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb dacă vă dați seama din partea cui este surpriza? Din partea lui Gheță. Să știți că avem și o felicitare pentru dumneavoastră. Draga mea, felicitări cu ocazia zilei de naștere. Fie ca toate dorințele pe care le ai să se îndeplinească, la fel ca în poveștile magice. Viața să-ți fie pictată în culori aprinse și decorată cu momente de neuitat. Îți doresc ca toate neplăcerile să te ocolească și să nu cunoști niciodată ceiasta durere. Îmi pare rău că nu-ți pot fi alături în această zi importantă, dar sper ca această surpriză să compenseze măcar puțin lipsa mea. Să știi că te iubesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să te revăd. La mulți ani, cu drag din partea lui Gheorghe. Poftim și felicitare! Aș fi fost eu cel mai frumos, cel mai plăcut cadou. Era acasă. Îl aștept acasă cu drag. Și mulțumesc foarte mult. Și m-am așteptat din partea lui. Chiar dacă din partea mi-a făcut ziua mai bună, îl iubesc și îl aștept acasă. Mulțumesc mult. Na 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 na.